Sala de lectură a bibliotecii a fost gazda unei întâlniri deosebite cu scriitoarea Camelia Ardelean. Aceasta și-a lansat mai multe titluri de cărți apărute între anii 2018-2023. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Județeană Oviden Anu Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Camelia Ardelean este o scriitoare apreciată în mediul literar hunedorean. Aceasta și-a lansat mai multe volume apărute în perioada 2018-2023, precum Inim de porțelan, Anotimpurile cuvântului, La margine de curcubeu și Ecouri din tenebre, cât și volume de cronică literară Urme de condei. Fiecare întâlnire cu un scriitor este o bucurie pentru noi, pentru Biblioteca Județeană. Este o nouă dovadă a prieteniei care s-a legat de-a lungul timpului între noi și scriitorii hunedoreni, prietenii noștri sinceri care găsesc la bibliotecă o ambianță caldă, primitoare, propice schimburilor de idei. Camelia Ardelean a semnat până acum 10 volume de poezie. Nota dominantă o reprezintă profunzimea și sinceritatea trăirilor transpuse în limbajul liric. Toate aceste lucrări semnate ca Melia Ardelean profilul unei scriitoare cu multiple valențe, cu talent incontestabil atât ca poetă cât și ca autoare unor texte în proză de mare valoare, scrise cu nerv și cu o sinceritate debordantă. Ne bucurăm că putem realiza astfel de întâlniri pentru că biblioteca are și misiunea de a face legătura dintre scriitor și cititor, de a descoperi talente literare noi și de a le cultiva pe cele deja consacrate. Publicul prezent la eveniment a avut ocazia să o descopere și a primit în dar autografe.